Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi încercăm un nou joc numit Bright Memories Infinite. Este acel joc făcut inițial de o singură persoană, care după aia a captat atenția și toată lumea a sărit că bă, ce tare e, ce mișto e grafica și este genul ăsta. Și a zis, bă, acum cred că ar trebui să facem într-o versiune mai mare. Și asta este Bright Memories Infinite, înainte era doar Bright Memories. Și ne jucăm pe PC, desigur, cu RTX-ul, cu toate nebunile de genul ăsta și cu Reflex și cu tot ce mai au ei pe acolo, așa. Și sunt tare curios să vedem care-i treaba, pentru că jocul ăsta a strânit destul de mult hype în urma E3-urilor și toate evenimentele astea așa destul de majore, dacă sunt în felul ăsta. Ia să dăm noi introduction. Artifixuri, deja pot să zic că se vede destul de bine pentru un joc relativ indie. Hai să vedem exact cum se și prezintă. Aolo. Aolo. Mami? Ok. Îți curios cum se descurce gen cu RTX-ul și toate nebunile astea ca și FPS. Că mă gândesc că nu o să fie super finisat sau high quality ca și alte jocuri, dar îți curios care-i treaba. Bine, și curios care-i treaba cu tipa asta, că mai vorbește în chineză sau nu. Oh, nu! Shelia, sorry to disturb you while you're off. It's an urgent mission from HQ. Each team member has been assigned a survey mission. Begin your investigation as soon as you receive your assigned location. Oh, okay. Okay, what's the current situation? Just as the news says, our satellite is observing abnormal weather. It's possible that it could escalate into an unimaginable catastrophe. Understood. I'll contact the closest airfield and head out immediately. Shelia, Understood. I'll contact you again later. Okay. Aolo, vezi ce ne arăți? Abnormal weather event has been observed in the sky approximately 20 kilometers outside of the city. Due to these conditions, the fireworks show has been canceled. Please refrain from leaving your home going outside. Deci aparent vremea de afară e teroare. Ia să vedem cât de teroare e. Bă, drăguț, momentan nu prea am înțeles mare brânză care-i treaba. Deci apare a fi un fel de agent secret, wannabe. Și e trimis în ceva misiune nebună și plouă afară, că vremea e abnormală și chestii genul ăsta. Adică, momentan, cam ăsta e ceea ce înțeleg. Life and Death, SRO, Experimental Airbase. General Lin's unit has arrived at the scene. Oh, deci ăsta ne infiltrăm? The top dog at SAI. They say that tech-wise, even we here at SRO can't hold a candle to his guys. So if they showed up, that means there must be more to the situation than it seems. Okay. I've locked in the flight coordinates. We'll be arriving at the designated airspace in 10 seconds. Warp drive ready. Follow your instructions. Ce trebuie să așa, frate? 3, 2, 1. Activate. Ok. Mamă, stai că mi-a mi-a controllerul? Mamă, ce mă duc! Ce senzație! Da, mi-a controllerul, e nebun ăsta. We've arrived in the target airspace. Arată bine. Everything is fine for the moment. No issues. Efectele și modul de grafică pe care au ales-o. You missed the chance to descend. Alo? I failed the mission. Deci înseamnă că nu apeși pe ce e pe roșu, apeși pe ce e pe non-roșu. Și înțeleg pe dos treaba. We've arrived in the target airspace. Yeah. Sky is full of thick clouds and we've got strong winds and lightning. Everything is fine for the moment. No issues. Begin preparations for descent. Ia apăsat, acum nu știu dacă mi-a luat. Da, am apăsat pe amândouă, să fiu sigur. Wow! Shelia, what's wrong? N-a zis nimeni de quick time events. Hai o gaură neagră. Oh.
Director Chen, I managed to escape the aircraft. I can see a massive black hole up ahead. Holy shit! Understood. I'll inform the other team members. For now, find a safe place to descend. Roger. Nebunul ăla că începutul ăsta de joc, dacă se o întreb pe mine. TQD Studio. Bă, e o treabă. I-am dat jocul la maxim cu tot în mare parte, adică nu cred că n-ar trebui să fie vreo treabă, să fie uitat ceva, dacă e mai verific, dar știu că am pus totul. Can defend the attacker, sau că am apucat să citesc dacă e. Cu siguranță am apucat să citesc dacă e. Mamă, ce-mi dă un vibe zatra asta de Death Stranding, what the fuck, alo? Sending Wake your way for backup. Go rendezvous. Oh, check out that black hole. We don't have enough info. We're counting on your intel. According to satellite intel, General Lin's unit has already landed. Watch out. Yo, take a wait. Noi ne facem gălăgie că e din cauza ploi. Ăla nu ne vede, frate. E absolut orb. Shit! Mamă, ce orb e săracul ăla. Oh, încă unul. Oh, dar arată binișor. Stai un pic. Trebuie să fac niște setări aici. Controls. A-mode switch. Hold așa. Hold. O, dar poate să rămână așa. Control vibration. Off. Doamne sfinte! Când vibra asta ca ultimul turbat. Mult mai ok. Bă, n-arată rău. Bă, dacă vreți să facem serie clip, știți ce aveți făcut? Un micul like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră. Tab F. Ok, double jump. A, Emily. Bă, i-am dat one shot ăla. O grenada aia totuși. O crouch. O, dar e super fast pace nebunia. Hai că dau deflect de pe tab dacă e. Oba. Avem și mână robotică. Unde e zon ăștia? Aoleu. O, ce nebunie e. Ce oprește să fac asta în continuu? Bine, probabil șansele că ratezi aia te opresc. Ok, stai puțin. Mai vreo nu? Oh my god. Mai vreo numă? Mai asta. Și în spate. Cannot slide in water. Oh, ce-a fost aia? E când termin eu combat sau ceva-s de aia. Fă. Shelia, you've got several hostiles heading your way. Ma? Oh, poți dai repel la melee? Oh, shit! Counter. Ok. Ah, prea târziu. Merge și așa, n-ar rost să mă chinui. Stai. E puțin semi-scaf, nu am să mint ce drept, dar e făinuț făcut. Move and press shift to dodge. A, așa. Ah,
M-a lăsat fără mâini? S-a văzut că lăsasem fără mâini. A, nu, sar bucăți din el și am senzația că am tăiat o bucată de mână sau ceva. Ia mă ce aici. Special AR ammo. Choose between fighting mode. Mi-aș aminte de Syndicate jocul de acum 1000 de ani. I'm currently heading toward the black hole. General Lin has a huge team. Chiar mi-a aduce aminte de Syndicate-ul ăla de acum 1000 de ani. Okay. Record immediately. Ah, chiar că zgloanțe sunt mai puternice. Zgloanțe explozibile. Mamă, nebunie! Zgloanțe puternice, rău astea. Aoleu! Mă, era ăsta aici, nu știam. Că pot să spamez mai ușor decât să dai charge attack. Oh, nu mai am. Nu mai aveam chestii, ești nebun. Ok, ia să vedem aici. Curiositare care schimba cu gaura neagră, cum o să iasă treaba. Ok, cred că căutăm alt drum să ne cocoțăm acolo, ia stai. Opa. Oh, cutiile le poți distruge și să-ți dai gen jos de, să faci jos de energie pentru astea. Ok, asta e șmecheră. Nice. Poți zic că-s fun. Îmi place. Aici te leacă și de Crysis dacă e să o luăm așa. Chiar mi-a aduce și de Crysis. Oleu. Mamă, ce dă ăla! N-am alte gloanțe. Opa! A, prea departe mă duc, frate. Ce nice. E ca și cum a juca ăla, mă, cum îl cheamă, Ghost Runner. Aici alea ca aminte de Ghost Runner. Ok, stai așa că mai avem și aici chestii. Bun, bun. Ia dai frate așa. Hai că se vede totuși că e super indie jocul, dar același timp se folosește și niște lucruri ca să pară că arată mai bine. Încerca să dau alt râs să văd dacă mi-arată Nvidia ceva. An airliner engulfed in flames just passed overhead. Wow. According to the satellite data, that area is experiencing strong electromagnetic interference. Be careful. Okay, shock out. There are high voltage lines still in the water. How do I get to the opposite shore? Well, your power unit contains a particle wire ejection system. Give me a minute while I remotely unlock it. Huh? Oh! My God. Say schmecker. Shelia, there are several enemy ships closing in. What can I do? Shit! The ship's armor is weak. Should be able to. Cara, vai atrás, vamos, viu? Oi, é que é rebonato, olha que jogo, blache. Over the opposite shore. I'll handle it. Tata! Tata, ce aici? Ah, fuck, am sărit, eram gata să sar și să mă arunc acolo, poate și muream. S-au dus. Mamă, care mai era ăsta, frate meu?
Ba da, chiar nu știu cine mai era. You should be able to see General Lin's vanguard. Dai un pic, vede. Se iau lucruri de aici. Oh my god. Oh my god, X2. Ok, avem armele astea. Stai, shotgun machine. Director Chen, opa. There are just too many hostiles. No problem. Wake will back you up. Cine? Huh? Wake signal flare? Yeah, they'll be focusing on the signal flare. Now is your chance. Roger, I'll take care of this now. Ah, da, cum să nu? Un simplu flare, clar, o să ajute totul. What the fuck? Shelly, come on! What happened? Se lumină o să toamna? Relic. O să mă gândesc exo-armul. Mami, încarc! What the fuck, s-a blocat asta în aer! Ce sunt ăștia, două? Stai un pic, trebuie să-mi pun puncte. EMP, Tractor Beam, Shock Punch sau Quake Punch. O să trebuie Shock Punch ca să iei ăsta. Unlock. Ok. Mamă, dar de unde veniți, frate? Mamă, și și rezistența rău de tot. Mamă, m-au rupt. Deci și super rezistență, nu-mi dau seama ce cu mine. Fără mișto. Da din nou? O, da. E greu cu periu, frate. Mamă, stai așa. Oh my god! Bă, de ce-ți nebunești așa rezistenți, de serios, nu-mi place. Ok, upgrade-am... Oh, light blade-ul. Slash. Gata. Ce mă ridică? Deci e mișto combo-ul ăsta de 3. Aoleu, încă unul. Bă, băiatule! Ne-am întors în lumea noastră? Ne-am rupt pe toți? Director Chen, this is Shelia. What happened? Mamă, ce dar TX, though. I ended up in this strange space and... was attacked by some kind of ancient soldiers. Are you okay? Nope, clar nu-s okay. What happened to the hostiles? They headed off toward the source of the signal flare. That's a strange phenomenon. I'll let the others know. Oh, reliquary. Asta upgradez armele. Ok, și unde folosim astea? A weapon. Shrapnel bomb. Da, n-ar fi rău asta. Nici asta și Lightning Blade. Area slash Giant Blade slash... Cred că merge pe ăsta. Și Aerial slash poate facem vreo treabă. Băi, e destul de fain jocul până acum. Ce drept.
Majoritatea se arate poate puțin mai bine pe partea de modele, dar în mare nu e chiar atât de, de rău. Adică e chiar sunt nice, adică are chestiile pe care le-a anunțat că să le aibă RTX om și toate nebunile astea, deci... E clară schema. Mai că nu prea îmi dau seama după hitmarker dacă am omorât pe cineva sau nu. Cam ăsta e singurul lucru pe care nu-l înțeleg momentan, dacă am omorât pe cineva de tot sau nu. Totul spre gaura neagră. Hop. Fuck. Probabil mă blocasem. Stai așa, stai că e ceva acolo important. Ok, hai că am scăpat de ăștia. No, fuck! Am văzut relicuariul ăla prea târziu. Și vreau să le iau. Oh, deci MP-ul e floating-ul. Vreau am ăla de acolo neapărat, dar fi rar. Sau, cred că mă dă de la începutul levelului. Da, eram sigur, mă dă de la începutul levelului. Nu știu ce de asta pare genul de joc pe care l-ai putea juca dacă ai avea gen toggle, aim down the sight, nu hold, aim down the sight. Oh, meu, și încărca arma acolo. N-are nevoie de mâna aia. Așa nu ajută nimeni. Opa, așa, stai ușor că mă duceam prost. Uite mă, că aici avem ceva. Nu era și un relicuer aici? Mamă, puteam să jur că am văzut și ceva verde. Cred că a fost, dar l-au fi dat jos, știi? Nu l-au fi dat jos, l-au fi scos din cauza că am trecut deja prin partea asta. Uite, e fix acolo era, știu că văzusem bine. Bă, nu știu de unde a fost aia, dar să zicem. Wow! Era aproape să cad. Stai că l-ai prins acolo. Gata. Bă, aici cred că trebuie să caut altfel de a traversa. Zice că trebuie să ajung acolo, dar... Nu zice cum ajunge acolo dacă e să mă întreb pe mine, pentru că probabil ar trebui să fie vreun grapple point sau ceva genul ăsta. În fine. Oricum, am văzut cum arată jocul, pot zic că îmi place. Chiar sunt curios să văd povestea dacă e să nu vreți să facem stream pe YouTube, să facem serie pe YouTube. Cel mai probabil o să jucăm pe streamuri pe Twitch să vedem care este treaba. Care trebuie să ce cu gaura aia neagră pe acolo. Și desigur poate o să vină și patch-ul de prima zi, pentru că cei drept nu am toate update-urile, să zicem, pentru că mă joc puțin mai devreme față de data de lansare. Dar dacă v-a plăcut acest joc, mai mult știți foarte bine care este treaba, nu uitați să dați like, subscribe și comment și am zis data viitoare. Pa, pa!